vă doamnelor și domnilor la o nouă ediție a emisiunii Inovatimi și astăzi am un invitat extrem de talentat pe care cumva ne putem mândri că noi cei de la televiziunea Tele Europa Nova l-am descoperit primii ca să zic așa după ce am filmat un reportaj mai amplu cu Ștefan Guțanu căci despre el este vorba sau cum îl știți marea majoritate de pe TikTok, livratorul care cântă de pe Instagram, de pe toate rețelele sociale până la urmă întrucât el este acum un influencer veritabil. Așadar noi atunci la începuturi cumva l-am descoperit și am văzut că face lucruri uimitoare, cumva din această mare de personaje care încearcă cumva să ajungă la suprafață, să fie remarcați, să fie cunoscuți. Ștefan a făcut un lucru extrem de inedit și a ajuns foarte repede să fie pe placul dumneavoastră, pe placul internauților și iată, astăzi nu mai vorbim cu Talentatul Ștefan, doar cu talentatul Ștefan, vorbim cu influencerul, omul care a reușit până acum, într-un răstim de un an, poate nici un an de zile, să vă cucerească cu vocea lui să ajungă la un concurs de talente extrem de cunoscut în țara noastră, să facă tot felul de campanii, după cum vă spuneam, un influencer veritabil, dar și să apară chiar într-un film, într-un film extrem de iubit și de vizionat, este vorba despre Miami Beach 2, însă mai multe vom discuta cu invitatul meu, cu Ștefan, întrucât este chiar lângă mine și mă grăbesc să-l salut. Ștefan, îți mulțumesc că ai venit, iată, în emisiunea mea după un an, după cum spuneam, cumva noi te-am descoperit la nivel de televiziune, ca să spun așa. Și mi-a plăcut foarte mult parcursul tău de până acum. Bună, Andrei, și mersi frumos că m-ai invitat. Sunt flatat. Așa a fost. Voi ați fost prima televiziune care m-a contactat și cu care am făcut un interviu așa de fain, un reportaj fain și îți mulțumesc pentru asta. Cu tot dragul să știi că, după cum am spus și la început, te-am remarcat. Cumva te-ai făcut remarcat în, în acea perioadă TikTok-ul era și mai uh, în vogă poate decât acum și apăreau zilnic uh, tot felul de personaje și cumva Așa. selecția era greu de făcut. Era cumva, mie mi se pare, extrem de greu să epatezi din acea mare mulțime care cu toți încearcă prin tot felul de jumbuși lucruri să atragă atenția. Tu ai avut și ai un conținut extrem de curat și totuși te-ai ridicat. Cum ți-a venit această idee? Tu ești, erai și cred că încă ești livrator. Cum ți-a da. venit, prin această meserie, până la urmă, mulți ar, ar crede o banală, tu să o ridici la nivel de artă? Uh, uite, eu am început să fac TikTok înainte de a face livrări muzicale. Și chiar dacă foloseam algoritmi, chiar dacă foloseam uh, diferite tips and tricks, nu funcționa. Și am zis într-o zi, hai să încerc să fiu eu, adevăratul Ștefan care livrează și care cântă în livrări. Și am făcut un TikTok despre asta, un pic l-am adaptat ca să fie și cu umor și uite TikTok-ul a prins. După asta am înțeles că e bună direcția în care merg și am dezvoltat. Am făcut mai departe TikTok-uri muzicale, am încercat să nu copii pe nimeni, să fiu destul de original și după au apărut alte rubrici. Ștefan care cântă clienților, Ștefan care cântă de sărbători, Ștefan care cântă ce cântă artistul când îi se face foame. Și uite, rubricile astea au prins, deja sunt, este public pentru rubricile mele și de asta probabil și acum sunt în vogă cumva, pentru că tiktok în continuare și instagram crește. Și am văzut că la acea rubrică, ce cântă artistul atunci când îi se face foame, foarte mulți artiști mari din România te-au repostat pe canalele lor, da. cumva clar le-a plăcut ceea ce le-ai cântat, cumva un fel de parodie, nu? da, e o parodie muzicală în care îmi imaginez eu ce ar putea cânta artistul când îi se face foame și adaptez în funcție de ce stil are. Cineva are un stil mai, mai clasic, cineva un stil mai urban, știi? Și le adaptez în funcție de asta. Antonia a distribuit la ea pe story, Delia, uh, cu Motan am făcut împreună, din vedete mari, cine a mai distribuit, uh, Alex Velea, Doream Popa, sunt destul de Numai mulți. Nu Teoros, cred că Teoros, nu? da, da, da. Irina Remeas, și ea tot a distribuit. Ce ai simțit atunci când ai văzut că nume mari, cumva, și pentru ei ești vizibil, adică le-a plăcut, te-a repostat, pentru că e clar, dacă nu le plăcea, nu, nu te băga nimeni în seamă, ca să zic așa. Ce ai simțit atunci? Simți că nu faci ceva degeaba, simți că mergi spre o direcție bună, dacă l-ai făcut pe om cumva să, dacă l-ai captat cumva, știi? Și mă bucură de fapt că artiștii distribuie sau pun comentarii sau pun aprecieri la parodiile mele, fiindcă înțeleg că print, print și la public, dar și pentru ei e ceva interesant. Vreau să, uite, Publicul de televizor, desigur, acum nu mai e așa clară de, acea departajare: public de TV, public de online. Însă uh -huh. sunt mulți telespectatori încă care ne privesc și nu înțeleg care e treaba asta cu influență reală, ca să zic așa. Uh -huh. Unul dintre ei, îți spun sincer, sunt și eu, nu am, prea, nu am prea testat această piață. Eu vorbesc liber la televizor, însă dacă îmi pui un telefon să vorbesc cu el, mi se. Nu, uh -huh. nu pot să transmit. E ciudat. Da, e ciudat pentru mine. Cum e pentru tine? Fă-ne să ne. Să fă ne să înțelegem lumea ta din care vii tu. Uh, te pui în zone în care să ieși din confort. Uh, mereu îți faci challenge-uri noi. Uite, mi-era rușine să scot telefonul și să mă filmez așa. Acum pot să fac asta acum în direct cu tine. N-am nicio problemă fiindcă am depășit pragul ăsta de emoții, dar oare ce o să creată lumea, dar cum o să arăt pe cameră. Și îți oferi întotdeauna challenge-uri din astea noi și le depășești. Barieră cu barieră, story cu story, video după video până ajungi într-o zi când înțelegi sunt natural, sunt true, oamenii văd real cine e Ștefan, nu un Ștefan care e compus sau făcut pe placul publicului. Am deschis camera și am vorbit ceva. Ți-a fost greu la început? Câte storiuri, să zicem așa, nu au fost publicate niciodată din cauza faptului că nu ai fost mulțumit? Câte storiuri, câte clipuri au fost sunt acum în draft și pe care nu se le încarc niciodată, fiindcă Uite, sunt clipuri sau story care le filmezi o oră și tot nu ți ies. Uh, deci filmezi o oră pentru acele 15 secunde sau da, 30 sunt secunde? Sunt momente, dacă când filmezi o oră un, un story fiindcă vrei să să ideal. Asta e la început. După înțelegi că nici oameni nu, nu sunt perfecti. eu nu sunt perfect, tu nu ești perfect. Și dacă vedem perfecțiunea, cumva ne agităm, bă, dar ne frustrăm, știi? De ce X-ul e perfect și eu sunt cel care privește imperfect? Și de asta încerc să nu mușamalizez cumva și să fiu natural. Dacă am greșit sau m-am bâlbuit de două, trei ori într-un story, nu e nicio problemă, îl pun așa. Fiindcă și oamenii în viața reală, ei tot greșesc, știi? Eu tot sunt un om real, tot, un... tot greșesc și eu. Am văzut, nu mai știu, acum câteva zile ai plecat dis de dimineață, nu știu, la ora 4 să filmeze tot așa un, un filmuleț care nu știu dacă a apărut sau nu a apărut. Deci chiar este o muncă asiduă în spatele unui clip scurt până la urmă. Când filmezi afară, depinzi foarte mult de lumină, de soare. Uite, dacă e în soare, fața luminează, nu se vede bine și deja de un an de când fac TikTok am înțeles că e foarte important și cum arăți și cum dă imaginea pe, pe un video sau nu. Și de aceea aleg cumva ore în care sunt mai puțin oameni, în primul rând pentru că copiii strigă, plâng, cântă, mașini sunt foarte multe și aleg ore din astea mai, mai puțin uh, aglomerate. Aglomerate, da. Și de ce? E nevoie și la 4 să mă trezesc sau seara târziu să merg. Uite, la Iulius făceam niște clipuri în uh, acolo în subteran aia. Mă duceam la 1 2 noaptea când nu erau mașini. Adică e depinzi, când filmezi afară, depinzi foarte mult de zonele astea mai puțin aglomerate și orele aglomerate. Și de ai aici? o echipă ta sau cumva încerci să faci uh, cât mai, cu costuri cât mai reduse, un lucru de calitate, pentru că uh, se vede că e calitate. La început am avut echipă, până când am început să adaptez totul după mine și să, fac, să învăț să fac totul, fiindcă e o muncă să înveți să editezi, să înveți să i pui subtitru, să înveți să ții camera bine și tot așa. Acum încerc să fac totul singur. Uite, azi am avut o filmare, am avut nevoie de ajutor. Uh, depinde. E de la caz la caz. Dar, în principiu, încerc să mă descurc singur. Ștefan, tu nu te opriți doar la sfera asta de influencer întrucât tu ai mai multe talente, îți place să mm -hmm. și cânti și chiar o faci chiar foarte bine. Ai fost în această direcție la un concurs de talente la nivel național foarte cunoscut. Cum a fost experiența asta? Te ajută un concurs de talente? A fost o experiență wow chiar o experiență foarte wow, te ajută dacă știi ce trebuie să iei de la un concurs. Uite, sunt mulți care vin pur și simplu să-și încerce talentul acolo, știi, și să vadă dacă prinde sau nu prinde. Sunt unii care vin după o strategie, după o, după, după succes și își fac strategie. Uite, lansez o piesă înainte de concurs, ca după concurs oamenii să afle de mine și după să devin popular. Sunt diferiți toți concurenții care vin la voce. Eu am fost la voce ca să văd Merită să și cânt, sunt bun și la cântat sau da la făcut pa parodii și uite eu am aflat ce uh, Scopul pentru care am fost la voce l-am -am aflat. Eu acum înțeleg 100% că vreau să și cânt Deși nu doar în direcția asta o să merg. În concurs înveți foarte, foarte multe uh, Sunt chestii pe care trebuie să le faci aici acum, uh, momente de stres în care Intră în 3 secunde de acțiune și trebuie să fii vesel sau trebuie să fii jovial, nu trebuie să fii trist. Trebuie să fii acolo. Da, și nu poți să fii supărat, nu poți să plângi, fiindcă, na. Să știi că la noi poți să și plângi dacă îți vine da. nicio problemă, da. <laughs> Dar e show. În primul rând, concursul ăsta de, de talente e show. Asta trebuie să înțeleagă publicul. Cumva un pachet întreg, nu doar cântat. Publicul trebuie să vadă, la fel ca pe internet, oameni naturali care și transmit ceva dincolo de voce, dincolo de Corect. textul cântecului. Care au un mesaj, care au o poveste, uite, sunt oameni care pur și simplu cântă, și a doua zi nu mai reține nimeni. Sunt oameni care sunt personaje, și după un an, doi, lumea o să-și amintească de ei. Știi, sunt multe voci care spun, bine, concurenți care, din păcate. Ori n-au trecut mai departe, ori uh -huh. chiar au câștigat, poate, premii importante în aceste concursuri, dar spuneau că nu au continuitate. Adică, mulți se plâng că aceste concursuri le-au, cum să spun, blocat, poate, de. Nu aduc rezultate artistic. pe termen lung, uh -huh. nu? Așa e și eu m-am dus cu, cu ideea că au, după o să devin un artist mare, o să cânt în fiecare zi, o să am concerte. Sunt multe promisiuni la concursuri de, de talente, fiindcă asta dă bine pe sticlă. E foarte bine să ieși din toate promisiunile și să înțelegi că ești pe cont propriu. Dacă crezi că o să te ajute cineva și trăiești cu gândul, gata, o să mă ajute Xulescu sau, sau, sau altcineva, te dezamăgești foarte mult și rămâi în dezamăgerea aia. Eu, Pot să zic că am avut dezamăgirea asta, dar am înțeles rapid că nu trebuie să mă bazez pe nimeni și trebuie să încerc să fac singur chestiile, să mă bazez pe mine. A fost grea acea dezamăgire, de dus atunci, chiar și puținele momente în care ai simțit-o. Da, a fost grea fiindcă eu chiar am crezut în promisiunile alea, știi, și după o perioadă când înțelegi că au fost doar promisiuni, atunci Vin toate frustrările alea, amintirile alea, cuvintele pe care le-a le rostit antrenorul și, și tot așa. Da, uite, te călesc, știi? Acum aș fi mult mai imun la surprize, la rețeta succesului, la ajutor. N-ai mai crede în tot mirajul nu, acela. Nu. Acum sunt un pic mai realist, știi? m a făcut, m -a făcut mai, mai călit concursul ăsta pe mine. Deși să știu, privind din afară povestea vieții tale, eu pot să te consider un om norocos. Ai ajuns la acest concurs de talente, în paralel, înțeleg, ai și filmat pentru Miami Beach. Nu da, cine, da. pe mine nu m-a sunat nimeni să mă cheme să <coughs> filmez la Miami Beach. Uite, Cum a fost acea experiență? Cu Miami Beach, compania la care eu livrez, era sponsor un film și a ținut morțiș compania asta unde livrez eu, să apărem noi, livratorii reali în film, pentru că era acolo o mică secvență cu livrători. Mm. Și uite așa am fost invitată la casting, desigur că nu ne-au acceptat din prima, pentru că trebuie să ne vadă la față, dacă dăm bine pe cameră, să vadă cum vorbim. Dar eu am apărut foarte puțin, deci s-a filmat o zi întreagă secvența noastră, dar am apărut câteva secunde. Cred că umărul nu se vede acolo mai mult. Dar cum a fost experiența de pe platourile de filmare? Că unii oameni nu o trăiesc niciodată în viață. E foarte fain. Momentul ăsta când vine regizor, vine scenaristul, actori mari din țară care stau în spatele tău și se uită cum faci fiindcă tu interacționezi direct cu ei. Camere, set, s-a filmat vara, era destul de cald, la două secunde venea cineva să te dea pe față cu pudră sau să aibă grijă de de cum arăți. E foarte interesant tot procesul ăsta și îmi place mult că după asta am mai fost la câteva emisiuni și tot așa, e aceeași chestie. Sunt camere, oameni care au grijă de tine, oameni care te bibilesc cum să arăți bine. E foarte interesant partea asta și îmi place. Ți-ai dorit de mic să fii în centrul atenției, să fii în lumina reflectoarelor? Știi că mulți când au de vorbit în public sau de a apărea la televizor Li se pare ceva desperiat, efectiv, nu mai pot să vorbească, se timorează, uh -huh. și așa mai departe. Tu pare că ai căutat mereu această lume, ai, ai atras-o cumva. Eu cred că sunt făcut <coughs> pentru, pentru online sau pentru TV, pentru orice, fiindcă eu am mers spre asta, din școală cântam, eram la actorie, dansam. În liceu am avut un, o mică trupă de muzică. Când am la zilele orașului, când am pe la mici evenimente legate de școală. Și eu am, am, am făcut mereu pași mici spre a ajunge la TV, spre a ajunge să fac TikTok-uri, spre a ajunge să fiu o persoană media, cumva. Familia ta uh, a înțeles repede pe ce drum vrei să mergi tu, sau au vrut, ca orice alt părinte, nu știu, să te de inginer, doctor, avocat și așa mai departe. Că părinții cumva își doresc pentru noi meserii din acestea mai palpabile, așa, mai serioase, ca să zic așa, nu ca asta nu ar fi, dar... Așa e. Uite, când am venit aici, mama, știind că vin la management și că o să fac facultate de management, management credea că o să fiu ori vreun economist, ori că o să lucrez la bancă, ori că contabil undeva o să, o să fiu. Și nu s-a I-a părut un pic rău că n-am -am făcut chestia asta și că m-am dus cumva spre alte direcție, dar mă susține, nu-mi spune, vezi că mai bine era dacă lucrai la bancă pe un salar de nu știu cât. Mă susține, asta îmi place, și îmi dă libertatea. nu. Mereu am avut, de fapt, libertate și de asta cumva familia noastră e atât de unită, fiindcă nu au fost restricții. restricții. Nu au fost restricții. Am făcut mereu cumva în limita bunului, simț, am făcut ceea ce, ce am vrut eu. Apropo de salariu, știi că te rugam mai devreme să ne descrii această lume a influencerilor. Uh -huh. Din ce trăiește un influencer? Din campanie? Cum se produc acestea? Cum? De, de unde îți câștigi tu venitul? Pentru că văd că investești foarte mult, aparatură, faci sală, trebuie mereu să fii îmbrăcat bine. Toate astea înseamnă foarte mulți bani. De unde îți scoți banii? Din, uh, sau se merită? Scoți bani din, din tot ce faci? Dacă faci social media sau Instagram, TikTok, indiferent ce, cu scopul de a face bani, uh, nu prea o, o să-ți iasă. Ai ratat din start. Ai ratat din start, da. Dacă pornești cu gândul că vrei să-ți le orizonturile, să încerci ceva nou, să uh, aduci o influență pozitivă, uite și eu, ți s-ar părea că fac niște chestii banale, dar de fapt distrez oamenii. Când Sigur. vin de la lucru, când sunt stresați, intră pe pagina mea și se amuză. Uh, le, le fac ziua mai bună, știi? Și asta e cheia succesului, că dacă vii cu ceva bun pentru oameni, 100% faci și bani. Acum pot să zic că trăiesc și din vreo, dar și din campaniile pe care le am pe, pe social media. Și cât de, cât de greu ți-a fost să ajungi să și trăiești din, din pasiunea asta ta? Uite, în cazul meu a fost foarte repede. Eu când am început să fac în serios clipuri cu un milion, un milion jumate de vizualizări, au început să apare și colaborări. La mine a venit foarte repede tot. Nu, nu am așteptat un an până la prima colaborare. Și nu știu, te plătește Instagram, TikTok și pentru vizualizări sau nu? Nu. nu. Deci doar din campanii. Doar din ce? campanii, da? Sau din live-uri, dacă faci live-uri. Eu nu fac live-uri. Foarte rar. Uh, Nu-ți place că mai uh, un trend nu, pe TikTok? Nu-mi place formatul, și cred că oamenii care fac live-uri au mai puține colaborări, fiindcă se expun cumva. Trebuie să fim pic mai murdar pe live ca să faci destul de mulți bani, și nu se potrivește nici cu stilul meu. A, deci totuși, pentru a avea campanii ca influență, trebuie să ai un CV curat, înțeleg? Nu? Da, da. Trebuie să te potrivești <coughs> cu valorile companiei. Dacă nu te potrivești, indiferent cât de mare nu ai fi, uh, nu prea o să ai campanii. Nu avem voie să dăm nume de branduri și așa mai departe, mm -hmm. însă vreau să întreb cum a fost, ce ai simțit când ai primit prima ofertă de campanie? Am simțit că e un cadou și că de fapt eu nu muncesc pentru asta, l-am primit așa pe moca, știi? După prima campanie, când am început a face a doua, a treia, am înțeles că de fapt e muncă. Trebuie să mă trezesc dimineața, să compun o istorie sau o poveste, să filmez povestea aia și să o aduc într-o formă faină încât omul să nu înțeleagă direct că e reclamă, dar să fie privită și să înțeleagă fiecare urmăritor dacă are nevoie de produsul X sau dacă nu are nevoie de produsul X. E o muncă cum, cum aduci în fața spectatorului o, un produs sau un serviciu scenariul acelui clip îți este, nu știu, trasat de companie sau totul ține de creativitatea ta? De obicei, fiecare companie are un brief, chestii pe care pune accent, cuvinte cheie și n-am avut cazul în care să mi se spună, spune cuvântul ăsta și ăsta. Toată lumea îmi dă libertate, îmi dau cuvintele cheie și eu fac clipul cum cred eu că ar prinde mai bine oricum ai și acest talent de a meșteju, meșteșugi cuvintele, întrucât am Mulțumesc. văzut uh, și în acea rubrică ce cântă artistul atunci când se face foame și în mai multe ocazii îți vin uh, rimele chiar pe loc. Ai putea să ne cânti, uh, ce ai cântat nu știu, Antonie, Teo, Rose uh, cu ei mai cântat o, acel uh, refren, ca să zic așa care a fost cel mai uh, vizualizat pe TikTok pe rețelele sociale, ți mai amintești? Uh... Hai să-ți cânt ce-am contat Așa. Da, mamă, mi-e foame, pentru că altfel nu pot exista. Și am nevoie de mâncare. ta, nu spune că nu ai gătit ceva. Da, mamă, mi-e foame. Foarte fain. Am vrut să vadă despre spectatorii și că ai talent uh, în, a face, în a face versuri, dar să-ți audă și vocea, pentru că tu chiar ai o voce ai o ce faină și să vă, să vă spun, dragi telespectatori, Ștefan este din Republica Moldova și cumva s-a mai spus chestia asta. Mi se pare că acolo, la voi, deși sunteți români, sunteți frați cu noi, dar parcă acolo și valorile le păstrați altfel. Parcă oamenii de acolo emană o bunătate, dar sunt zestrați și cu mai mult talent decât noi, decât cei care sunt peste prut. Eu cunosc oameni foarte talentați și de aici. Cred că noi punem mai mult suflet, știi? Și te ziceam de concursul ăsta că am fost rănit, fiindcă noi chiar credem. Dacă mie o să-mi spui că mă ajuți să fac o piesă sau dacă îmi spui că o să mă ajuți să ajung la o casă de discuri, eu o să te cred, știi? Aici, uite, dacă ți-ar spune poate ție, tu, nu n-ai cred. Aș fi sceptic, da. ai fi sceptic, da. Uite, noi suntem mai sufletiști cumva și mai creduli. De asta zic pentru că vă înconjurați de lume bună. Noi aici lovim de mici, ca să zic așa, de promisiuni nerealiste, de oameni mai nu, nu neapărat da. cum ar trebui să fie, cumva viața ne călește și atunci deschidem un pic mai bine ochii, poate suntem sceptici și la ceea ce e real. Și suntem și mai realiști, după părerea mea, deși nu e foarte mare diferența dintre... Că și în România, uite, sunt niște oameni în Temeșoara și niște oameni în București. Sunt, sunt diferiți. Ai văzut schimbări, da. E vibe diferit și sunt oameni, e... vorbesc diferit, simt diferit percep uh, cuvintele diferite. Chiar, cum de ai ales Timișoara? Atunci vreau, când ai venit de aici. Vreau să fiu departe de casă ca să nu depind și în cazul în care e greu să nu pot să fug acasă. În cazul în care e greu, am decis să înfrunt acolo pe loc momentul ăla și să... să mă dezvolt cu ce am. Să cresc și cât cu de ce greu am? a fost? Uite, primul, eu am venit de fapt în Arad, la Arad, nu, nu la Timișoara și a fost greu fiindcă nu eram... Uh, nu eram finanțat de acasă, eu trebuia să îmi câștig singur existența și, și înainte de, de Românie și după, știi? că mama singură nu prea putea să ne facă toate mofturile și mai ales să ne plătească o facultate în, într-o țară străină. Și de -aia, din primul an de facultate, am muncit la Rad, am fost și ca barista și ca uh, vânzător la un magazin de haine, am încercat să fac și fast food, dar am înțeles că nu-i pentru mine. Am făcut, am muncit. De am muncit pentru aici? visul tău până la urmă, nu? Da, și ca să poți trăiesc aici, pentru că trebuie să trăiești undeva, trebuie să mănânci ceva. Până, până, atunci muzica nu, nu aducea bani, știi, și nu prea dedicam timp muzicii. Acum dedic mai mult timp muzicii, hobby pasiunilor pe care le am, acum fac sală, învăț la chitară, compun. O să auzim o piesă în curând de la Ștefan Guțanu? Da, uite, am avut recent un concert la Timișoara și s-a auzit în premieră live o piesă de-a mea. Sper tare mult să o lansez și, și pe, social media. Pe... Un refren, dacă se poate și aici, să auzim și noi așa măcar un, un demo, ca să zic așa? Da. Câte mesaje ți-am scris și nu le-am mai trimis Al nostru paradis, cuiva îl ai deschis Uită ce ți-am promis, sângele mi încins Te uit pe roșu aprins, verdele meu s-a stins Cât de frumos! Linie melodică, text ale tale? Da. Ce tare! Cum îți vin și linie melodice? Asta mi se pare foarte, foarte greu de făcut. Că și eu scriu versuri la versuri, aș putea să te înțeleg, dar... Linia melodică mi se pare extrem de greu de făcut. Linia melodică nu -mi vine niciodată când sunt eu să scriu un text. Textul îmi vine și dacă stau cu pixul și foaia în mână. E cumva deja o muncă, nu, nu neapărat o vine muza. Dar linia melodică vine când vrea ea. Ori în duș, ori când merg pe drum, ori când sunt în livrări, ori când mănânc. Asta nu pot să o controlez. Cred, cred că e un talent ăsta. Spuneai că ți-ai dorit să fii cât mai departe de casă și ai ajuns la Arad și iată, acum la Timișoara. Dar ai plecat și mai departe, peste ocean, ai plecat în America. Cum a fost? Ai trăit da. visul american. Cum a fost în America? Foarte fain în, în America. Și pot să zic că m-a schimbat mult. E cu totul o altă cultură acolo, alt tip de oameni. Oamenii văd diferit viața. Uite, în zona în care am fost eu... Oamenii nu pun preț pe brand, pe să aibă cea mai scumpă mașină, pun preț pe ce mănâncă, pe faptul că pot să iasă în weekend cu copii, să meargă la un parc național, să facă o activitate outdoor. Deși e foarte diferită America, foarte diferită. Îmi se pare interesant. Uite, cu programul ăsta care merg eu, pentru studenți e o oportunitate foarte bună. Urmează, din nou, înțeleg să mergi. Da, uite, vara asta o să plec iar, fiindcă e și o chestie cumva bănească, se fac și, și bani dacă dacă vrei să muncești, dar poți să și vizitezi multe chestii. Ți se pare că suntem noi, făcând o comparație acum cu americanii, că suntem prea superficial, cum spunea, îi punem prea mult accent pe haine de brand, pe opulență, ca să zic așa. Cred că da. Și nu, nu cred că e vorba doar de România sau Moldova, cred că e vorba de European. Europa. Da. Uh, ca să dau un exemplu, un brand foarte, foarte scump uh, avea magazinul lângă locul unde lucram eu și tricourile cu parc național erau mai scumpe și se vândeau mai bine. Serios? Da, fiindcă scria parc național și era cumva mai sufletist pentru, pentru americani. Doar că știu că acolo în America și hainele de brand sunt mai ieftine. Mult mai ieftine. Uh, eu... Mi-e foarte greu să fac shopping aici în România, fiindcă... Ai făcut în America și ai văzut cât ai dat de puțin, nu? Sunt chestii pe care le cumpe la 25 de dolari. Uite, ăsta am unul asemănător cu ăsta, a fost 12 de dolari, ca să înțelegi, dintr-un outlet. Aici e 200 și ceva de dolari. Ne auzim când vin din America, pot să-ți fac o listă ceva? Bun. <laughs> Mulțumesc anticipat. Ștefan, din păcate, timpul alocat emisiunii se scurge extrem de, de, repede. Vreau să te rog să le spui telespectatorilor unde te pot găsi și ce le pregătești pe viitor, pentru că tu nu stai niciodată degeaba. Tu ai mereu în tolb acolo câte un proiect, mai mare sau mai mic, dar tot timpul răsunător. Așa e, unei e camera? poți să mă uit? Uită-te acolo! Deci în perioada următoare o să vedeți mai multe clipuri cu ce cântă artiștii când li se face foame. O să vedeți foarte, dar foarte mult conținut din America când ajung acolo și o să vedeți și piesa nouă lansată, pentru că o să fie și cu clip și cu tot. Și unde te găsesc cei care vor să te caute? Mă găsiți pe Instagram sau pe TikTok sau pe Facebook, Calivratorul care cântă sau Ștefan Guțanu. Îți mulțumesc mult de tot, Ștefan, că ai venit aici, că te-ai deschis în fața telespectatorilor, că ne-ai permis să te cunoaștem și mai mult decât am făcut-o iată cu un an în urmă și decât au făcut-o poate telespectatorii văzându-te la diverse apariții televizate, pentru că n-au fost puține. Uh -huh. Și te uh -huh. mai așteptăm cu tot dragul și altădată, abia așteptăm să-ți auzim noua piesă, să vii aici la noi cu noile tale proiecte. Mersi frumos pentru invitație! și, bineînțeles, să nu uităm de hainele din America. Da, neapărat. <coughs> mulțumesc mult! Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru atenție. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune. Rămâneți alături de programele televiziunii Teleuropa Nova, dar, bineînțeles, și de invitatul meu, Ștefan Guțanu, pentru că ați văzut, este foarte talentat. Dacă cumva încă nu-l urmăriți pe toate rețelele sociale, pentru că el este omniprezent acolo, vă rog să o faceți, pentru că, sincer, are un conținut extrem de fain, de atractiv și numai bun. Când vii de la serviciu după o zi încărcată, să te delectezi cu muzica, cu glumele lui și cu tot ce mai face el acolo. Așadar, vă doresc toate cele bune și vă dau întâlnire din nou vinerea viitoare, tot de la ora 21. La revedere!